ocupando locul întâi secțiunea monologe, Teodor Costache pentru dumneavoastră. Urmează un moment vesel. Doi marinari intră într-o alimentară. Și primul marinar zice absolut genial. Zice, deci am râs 30 de secunde în continuu. Zice, dați-mi vă rog o sticlă de rom. Și al doilea marinar zice fenomenal. Deci, da, asta n-am cum să vezi. Zice, dați-mi vă rog o lampă de sticlă. Și primul marinar zice o sticlă de lampă. Și primul marinar zice ce lampă are numărul meu de nu. Ce sticlă are numărul meu de nu. Ce lampa mea are număr? Și al doilea marinar zice, al treilea marinar, erau trei marinari. Trei marinari intră într-un restaurant. Și primul marinar zice, am uitat puțin aici la sfârșit, dar știți, e vechi. L-am mai zis și la nu contează. Bun, ce voiam să vă... bancul cu marinari. Doi marinari, deci absolut genial. Doi marinari intră într-o alimentar. Și primul marinar... asta bine am spus, nu că... Te felicit pentru liniștea ta și pentru răbdarea cu care intri în scenă și te comporți. Și energia de care vorbea Andreea acum ieri, în povestea despre energia pe care trebuie să o ai atunci când te duci pe scenă la stand-up comedy. Aplauze, bravo! 2000 de lei sunt 2000 de lei, totuși în ziua de astăzi. Am venit din Sfântul Gheorghe. Am venit de data aceasta cu trenul. Nu știu dacă ați fost recent cu trenul în România. O chestie pe care n-am înțeles-o niciodată, este foarte multă lume care își face cruce înainte de plecare. Și nu înțeleg de ce. Bă, băiatule, circulă cu 18 km la oră, ce ți se poate întâmpla? Eu dacă ar fi să compar pe mierea mea cu, un monument sau ceva, ar fi Fontana di Trevi. Că, da, dacă vreau să-mi meargă bine, trebuie să am cu banii mea. Că așa e greabă să. Ați fost la Ikea? Normal că ați fost. Ceea ce îmi place mie foarte mult la Ikea este, băi, au reușit să sfideze legile fizicii. Pentru că deși sunt aproape una lângă cealaltă, îți trebuie cel puțin 2 ore ca să ajungi de la ieșire la intrare. Și asta e un labirint, e un experiment uman, știi? La fel cum șoarecele se chinuie să găsească brânza, prostul se chinuie să găsească veioza. Și umbli pe acolo, te învârți în cerc, ori... Mă, acolo se înfundă. Mă, nu cred că am mai fost aici. Ne învârtim în cerc! Și eu sunt unii care nu reușesc să iasă. Eu stau acolo, cerșesc, au privirea tocite, băiatul, nu te supără, în ce an suntem? Cel mare trebuie să fie deja la facultate. Ați uit o poză cu nevastă mea, dacă o vezi, spune că n-am găsit pierdeduțele. Știți, eu cum mă duc acolo, presar firmituri de pâine. Freeze! Trupa Freeze, locul întâi la improvizație. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Trupa Freeze, vă mulțumesc. Eu vă avea o telecomandă imaginară prin care voi zapa prin diferite stiluri de film sau de teatru sau prin diferite limbi străine. Vă rog, dați-mi câteva exemple de genuri de film. Horror. Am auzit de mai multe locuri, hai să mai vedem. Cum? Mut. Cu samurai. Cu samurai, excelent. Hai să mai vedem câteva genuri de teatru, autor de teatru sau așa. Shakespeare, Țăndărică, excelent, asta cu siguranță va fi. Ok. Și câteva limbi străine. Norvegiană, hindi, am auzit de aici. Cum? Portugheză. Japoneză. Africa de Nord, asta ce înseamnă Egipt, Tunisia, Maroc. Care din ele? Un pic de Maroc, așa. Un pic de Maroc, ok, bun. Olandeză. Ok, cred că avem suficiente, mai pun și eu de la mine, dacă simt nevoia, și să vedem acum o propunere. Să alegem un spațiu. Unde ar vrea să se desfășoare această scenă? Pe Himalaya, pe vârful unui munte, să mergem așa mai în general, pe vârful unui munte. Ok, în aplauzele voastre, vă mulțumesc. Ajutor! Ajutor!
totuși. Mă gândeam că nu o să mai scăpați. Hai dumne, lasă un naibit. Nu sunt primul aici. Tocmai ce-am înfipt steagul. Alunecasem, nu te-am văzut, alunecasem și venisem tocmai să-mi fix steagul și la noi al nostru. Nu este, dacă se poate să-mi faceți o poză, vă rog. Ai ce mizerie, nu sunt, dar când ai ajuns aici? Am luat-o pe partea asta. Aha! Japoneză! Cădă-mă așa, hai! Cădă-mă și tu! Hongorose! Sunt cu Dodo, cu Dodo să ai! Hongorose! Dasama saki, dasazol! Română! Fost foarte frig. N-am luat niște pastile de gât. Am, domnule, dar asta înseamnă că ai scurtat traseul. Țineți mobilul. Uite, pastile de gât. Olandeză. Frumdlar, Frontkuyen, Ketrumbe, Rotterdam. Română. Și merge mult mai bine acum. Haideți cu poștă. E cineva sus? Nu pot să cred, a recuperat. Parcă este la întrunirea alcoolicilor anonimi. Mai de zancă, v-aș zic eu. E cu trei, da. Alcoolici anonimi alpiniști. Dar iată-ne aici, eu cred că putem să împărțim premiul, nu exagerat. Băieți, vă rog, lăsați-mă pe mine să pun steagul. Stop! Film de acțiune. Vă rog frumos, dacă nu o să nu frig în voi, în același timp. Ai grijă, eu cred că ești încercuită. Încercuită de cine? Nici eu nu știu, dar așa e în filmele astea. Da! Peste mă porcă toată, se trage! Stop! Film mut. Stop! Western! Cred că e cel mai important cine a ajuns primul aici. Eu cred că cel mai important este cine înfige steagul. Eu cred că cel mai important este să ți se fâlfâie steagul. Eu cred că cel mai important e cine are whisky-ul cel mai bun. Aici nu te-aș contrazice. Poate facem... Portugheză! E sau bezau de alianță. De alianță nunca mers. Bă, și eu vă zau, că să-i sau vă știu, viscean. Ai vajin de tu, mamao. Stop, film cu samurai. În portugheză, în continuare. Vă știu, vă stau. Știu, vă știu. Braziu. Hai, mi coração, tu saquei. Cum vă stau? Vă să-i sau, vă știu. Stop. Teatru pentru copii, Țăndărică, în română. Copii, nu e bine să vă bateți, mai ales dacă ați ajuns în vârful muntelui și este frig. Și dacă îmi dați voi, o să iau paharele de ceai, să le pun pe o parte. Eu am să fâlfâi steagul ăsta puțin, ca să ne bucurăm cu toții de așa. Stop, marocană, continuați însă teatru de copii. Habe hablaui, habe hablaua. Yalavia sali inshallah. Stop. În română continuați film de acțiune. Îți simt transpirația, ești stresat. Ascunde ceva, îți spun sigur. Eu simt că ține cu ei. Eu zic să facem o alianță și să-l învingem. Eu zic să-l interogăm și să-l torturăm. Spune. Cum ai reușit să ajungem aici? Înaintea noastră. Am venit cu un elicopter care m-a parașutat. Am venit apoi, m-am aruncat din parașută și am sărit pe altă parașută. Iar apoi, steagul acesta mi-a salvat viața. Stop, Shakespeare. O, nu! Steagul te-a salvat. Asta înseamnă că tu nu ești bărbat. Trebuie acum să renunți la ta victorie. Ai înțeles? Stop, telenovela. Privirea asta! Am văzut-o undeva. E privirea fratelui meu, Vitreg, plecat cu mama în depărtare. Ai avut un frate Vitreg care a plecat cu mama în depărtare? Da, și-a făcut un copil. Și eu am avut un frate Vitreg care a plecat cu mama în depărtare și a făcut un copil Vitreg. Iar eu chiar acum sunt însărcinat cu un frate Vitreg. Ok, mulțumim frumos! Că s-a făcut zapping! Trupa noi și ai noștri! Trupa noi și ai noștri în locul întâi! Felicitări, sunteți foarte, foarte buni, mai ales ea. Welcome.
Voi vă bate joc aici pe banii mei, pe banii mei, mă! Bă, vă sparg, bă, vă calc în picioare, vă bucați, voi să faceți de capul vostru cultură, auzi, bă, faceți voi cultură. Păi de-aia, mă, v-am adus aici, vreau să faceți frumos, da? A fost frumos. Întrebați publicul dacă a fost frumos. Ia zi, mă, a fost frumos? Da! Da! Cine a adus, mă, puște? Vă cunoașteți, da? Păi fii atent, mă, cum faci. Fii atent, că vreau și eu să-mi dau seama așa. Îi lăsăm să facă cultură și de-asta teatru și de-asta, mă, cum îi zice, zi? Pantomimă. Pantonină? Sau îi sparg? Sparg. Le sparg, așa e? Ați auzit, mă? Dacă așa vrea publicul, așa facem, mă. Pentru rating? Păi, telespectatorul, stăpânul nostru, aia vreau, aia dăm, frățică. Deci, de mâine, hai repede, hai dezbrăcarea, lăsați haine. Hai de mă, gata mă, pe aici, pe mama lor, mă, ce-ar făcut, mă. A, uite, mai dați niște aplauze pentru mine, așa, mă. Hai, aplauze. Hai, și acum mergeți acasă, aia pe mama. Noi și ai noștri. Locul întâi la secțiunea scene și scenete.